Așa, dragilor, ne-am mutat cu atelierul la Biostupul, varianta pastoral. Asta va fi varianta și stațional. Deci, din clipa asta, biostupii care vor apare, vor apare și cu varianta, pe varianta stațional. La varianta stațional aveam și rampa de zbor aici. Eu am cerut Viorel, am și dat la, să spunem, la refăcut și la rearanjat, după ultima idee care o am, aceea de a transforma și biostupul staționar în biostup variantă, zicem, vagon, dar nu cu gândul să-l pun într-un vagon, ci cu următoarea chestie. Ne închipuim... Păi de ce n-ar merge într-un vagon? A, nu, ca ordine și ăla nu merge. Din cauza asta da. Nu circul acolo pe canalul acela, în sfârșit. Dar iată care este ideea. După ce l-am făcut pe Marius de la Constanța și l-am populat cu cele 10 biostupi vagon, la momentul acela aveam o singură rampă de zbor și Viorel, i-am spus Viorel, una mai sus, una mai jos, Viorel, să nu fii pe aceeași direcție, am insistat eu acolo. Și acum Viorel a înțeles foarte bine ce rost are și atunci a pus două rampe de zbor. Una mai sus, care se adresează în familie de bază, unde putem băga și colectorul. Da. Deci aici putem băga colectorul și colectăm polenul de la vagon pe cele două guri, pe cele două guri, pentru că în felul ăsta avem un control exact și cantitatea de polen nu ajunge să blocăm cuibul, că de multe ori se întâmplă câte două, trei rame de păsture avem acolo. Uh-huh. Așa. Și cealaltă ramă, cealaltă culoare, culoarul de aducere al albinei din spate, iar noutatea aici la aducere este asta, că i-am cerut lui Viorel să-mi pună o bucată de PFL sau ceva, nu știu ce, pus aici deasupra, pentru că înainte nu era pus. Canalul de scurgere, albina circula cu nasul tot timpul pe albina de deasupra, se întâlneau. Ei, necazul era următorul, când intra albina aici, căuta să intre și bădea aici că era canalul umplut cu albine, iar nu aștepta să mai ducă tot mai în spate. Da? Deci vrea să intre aici urgent, 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 urgent. E și astea care mai ieșea pe aici se înghesuiau, aici era canalul plin. Acum este foarte bine izolat. Acum canalul de scurgere este perfect izolat. Tunecat. Și albina care pleacă, intre să vă aduce numai în spate, care iese, iese numai în spate. Așa. Cristi, știi ce? La un moment de cules, uite să ne închipuim că transformăm stupii staționari care am și vor fi un număr de, Viorel mi-a adus cât de curând aranjați. Eu voi avea o matcă aici de rezervă. Iată că ce mi se întâmplă acolo. Matca aceea care tânără, care produce și albina acolo, bătrâna care produce albina, nu știu ce. Da. Și am pe aceea viguroasă, pe fica ei, care stă foarte bine și lucrează și așa mai departe. Cred să fac atât. Pac, am închis aici. Deci am închis aici rampa de zbor. Da. Și toată albina care din spate n-are decât culoarul ăsta. Deschid pe asta. Asta a fost închis în perioada asta, da? A fost închis. Da. Am deschis-o. Deci închid pe asta, deschid pe asta. Așa. Albina circulă. La întoarcere albina, toate iese. Dar la întoarcere albina, o parte se va întoarce pe aici, dar o parte cu greutatea, să vedeți, vă duce, îi fură albina din spate. Îi fură albina din spate și bag printr-o simplă manevră, închid, deschid. Am băgat toată albina majoritară în corpul de bază. Am sporit numărul indivizilor care se duc la câmp. Dar la supracuit lucrez eu. Numai celor care se duc la câmp. Am înțeles, cu legătoarea. Dar acum și cu legătoarea se poate întoarce în aia din spate. Dar nu se poate, nu 100%, Cristi. Se întoarce într-un procent. Dar nu, sunt atât de aproape astea două, că aici sau din coace, ea când vine obosit la câmp, pe mine nu mă frământă. Da, vine cu cules și este acceptată, clar, nu nicio problemă. Nu se pune problema. Deci, este cel mai fin mod de a lucra la vagon. Da, și a selecta cu legătoarea din spate. Da. Și a o folosi în familia... Pentru familia de bază. De bază. Deci, s-ai băgat la cules rapid albina din familia de bază, din familia de ajutoare, deci ideea de la pavilion, asta este ideea de la pavilion care intră și pe staționar și da, așa, din clipa asta pentru intră că pe printr-un simplu ordine și închis lateral și deschis în față, ai control. Nu ai de gând să faci asta, vrei să faci altceva, ai închis ordine și din față deci, și îl deschizi eu la în spate. Da,
E atât de simplu, știi? Nu faci o manevră de asta, da. Spui albină, să duci dincolo. Nu mai o luăm, jonglez la grilă, pui pe grilă aici, așa, nimic, nimic, nimic. Deci totul este simplu, da. Prin manevra făcută, pac, pac, urdin și închise și de rezolvat treaba. Deci, de aceea spun, sunt nebunit de bucurie că a apărut și inițiativa asta. La început, îți amintești, aveam un canal de scurgere pe centru, nu știu ce, a apărut ideea ăla de la Galați, nu știu cum îl cheamă băiat, că pe lateral ar fi mai interesant. Am preluat-o, am insistat în continuare, aici nu lăsăm fanta de colo până acolo, am rezolvat tot, discuții reportate cu Viorel, am finisat, este superbă ideea, merge pe staționar cu această variantă. Mă întreba la un moment dat maicile când discutam cu ani în urmă la ele, domn profesor, în 2012 când au luat și ele de 100, domn profesor, dar când vă opriți din asta? I-am spus maicilor, nu vă spune când. Dar nu există, toate produsele se fac, uite, inclusiv de la telefoane inteligente. Sigur. Pleacă cu anumite lucruri și versiunea 1, versiunea 2, versiunea 3, păi vezi, în funcție de... Adi, știi bine, nu? Da. Lucrează la acolo, la așa și la a treia versiune acum lucrează. Da, cum? Deci la fiecare clip sunt... Da, nu, deci tu n-ai schimbat radical arhitectura sau lucrurile de bază, ceea ce înseamnă grila. Da, deci cum se pot îmbunătăți lucrurile și nu că ți-au venit, ți-au fost sugerate unele idei de la unul, de la altul. Asta e procesul prin care... De oamenii ăștia care vin cu inițiative. Da. Deci nu cu cărămida să spargi capul cuiva. Nu, nu, să zic că, bă, asta e idee bună, dar n-ar fi mai bun așa? Ba da. Și el evoluează, iată, de la un stadiu la altul. Na, nu. Chestia și de ascultare, aici îmi place foarte tare. Să ai răbdare să asculți pe cel care vine cu o idee. E bun, da, consider tu dacă e bună sau nu. Sigur că da, și stăm de vorbă și spun, domnule, este excelent. Este foarte bun. Sau, uite aici, din cauza asta n-ar merge, știi? Da. Toată povestea asta. Deci, da. Spun încă o dată, staționarul se va bucura de această nouă aranjare care înseamnă beculeț, împingerea scurtă a albinei din spate din familia ajutătoare. Da. Dar e făcut și o aerisire, Cristi. În loc să ăsta s-a făcut full de albină, nu știu ce, și are momentul acela când te întreb, păi ce mă fac cu atâta albină aici, cum mă aerisesc? Iei măci, iei rama cu puietă, îi bagi alta, nu știu. Dar ce se chinuie atâta, mă? Păi făcut, țac, țac, ai făcut manevra și ai băgat-o la cules. Da? Da? Aerisirea în sensul ăsta, eu mă gândeam că te gândeai la aerisire de... în sensul densității mari și care înseamnă pericolul de a intra în frigul roietului. Da, da, da. Dar aici, aici, merge trăsne, mama, fică, mă, mama, fică. Și aici îți crește și boți și de schimb liniștit și tu faci controlul aici. Cum e familia aceea? Da. Ce închipuiți tu acum, că eu după ăsta, acolo în acela, și-a făcut treaba de nota 10. Da. Da? Și am și ajutorul albinei și astea de aici. Este super. Merge în condițiile în care sunt două mărci care nu se suportă. Da? Deci izolare completă. Adică sunt tineri, amândouă viguroase și nu se le poți da să lucreze împreună. Da. Dar atunci ai făcut chestia asta și te-ai băgat tot timpul. Matcă, familia ajutătoare. Tot timpul ai băgat-o în față. Mai am o idee. Trebuie să o prezint și pe asta. Hai, poți să facem altfel, da? Da, da, alt sumuleț. Ok.